Da. Da, eu. Eu, da. Ce faci? Parcă l-am chemat pe Mateaș. Hă? Bine, bine. Să trăiți. Mă rog, Mateaș. Ce faci? Ce faci? Îmi pare bine că te văd. Ia loc, ia loc. Mateiașule, Mateiașule. Cum îți merge? Bine. Bine, bine. Să trăiți. E bine. Da. Da. Ești mulțumit la noi. Păi se poate, cum să nu fiu? Fite. La noi întreprinderea așa e, toată lumea e mulțumită. Toată lumea, toată lumea, da. Câștigi bine? Bine. Dar e loc și pentru mai bine. Este. Văd că te descurci așa. Scrii și la presa locală. A, încerc și eu, amator, știți. Amator? Da. Cum amator? Ești, cum le spune ăstora, satiric? Mai mult sau mai puțin. Da. E, satira e o armă, așa, nu? Păi da, e. Este și dumneata... Trage. Nu trag. Cum o să trag? Cum nu tragi? Dar ce faci? Scriu. Scrii, dar tragi. Tragi, tragi, că da, e armă, nu-i așa? Spune-mă, maestre, mă. Lasă. De unde ți alege dumneata subiectele, așa? De unde te inspiri? Adică din viață, nu? Păi da, viața e sursa. Da, da. Viața e sursa, viața, așa este. Uite, să citim ce ai publicat dumneata ieri, fabula asta care a apărut. Aici scrie așa. Elefantul, vrăbiuța, plus bursucul și maimuța muncesc cu aprindere la o întreprindere. Nu? La ce întreprindere? Una imaginară. E fabulă. Păi e fabulă, fabulă, mă, maestre. Fabulă, fabulă, dar unde bați cu ea așa, știi? Nu bat nicăieri. A, nu bați? Sigur că nu bat. Nu bați, nu bați. Păi eu se... Vezi ce scrie aici, știi? Vrăbiuța e secretară, frumușică și sprințară, iar director elefantul, care face pe... Berbantul. N-am găsit altă rimă să treci. Dar parcă spune că nu scrie așa din imaginație, știi, că viața e sursa, că... Păi da, e. Sigur că e, dar de viața cui te legi dumneata? Cine este elefantul și cine este vrăbiuța? Ha? V-am adus mapa, l-a semnat. Mulțumesc. Vrăbiuța, ai? Vai, dacă cum puteam să-mi permit să fac... Păi, dar de ce să nu-ți permiți dacă e fabulă, nu? Și dacă ea e vrăbiuța, atunci eu. Eu cine sunt? Vă dau cuvântul meu că... Vai, stai, tu așa, Matea, stai să mai citim. Elefantul a avut de dat un raport cum a lucrat, câte alune... Avea în plan, câte a cules pe an, fildeș cât a folosit, cât a economisit, însă tot ce a raportat era binișor, binișor. Umflat. Da. Umflat nu cu pompa, ci cu... Trompa. N-am găsit altă rimă. N-ai găsit altă rimă. Da. În schimb, dincolo ai găsit. Ia uzi. Să nu cadă în disgrație și să ia o deco... O deco ce? Vă dau cuvântul meu că nici nu mai... Da, lasă mai, că îți găsesc și eu dumitale o rimă.
Foaie verde, drum de fier, mite paște, un trans, trans? Plant. Nu, 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 un trans, pange. Un transfer? Ne-a ta ai auzit de vințul de sus? Da. E, n-ai auzit, dar o să faci fabule la vințul de jos. Vrei să citim mai departe? Mai departe de vințul de jos? Nu, nu, mai departe ce scrie aici. Vrabia dactilografă a făcut o mică gafă. De raport i-a ciripit unui vechi și drag iubit un bursuc cu părul rar, un bursuc cu părul rar, din serviciu financiar, dar bursucul amenință că dă totul în ședință, poate un tigru o să apară din pădurea tutelară, bursucul aruncă bomba și elefantul își pierde. Ce își pierde elefantul? Trompa. N-am găsit altă limbă. N-ai găsit? Mă rog, mă rog, mă rog. Să zicem că noi nu știm cine este elefantul și că nici nu ne interesează. Nu, da, nu ne interesează. Dar cine e bursucul? Un imaginar, unul care trăiește în pădure, nu? Cum, mă, maestre, mă, cum, mă, maestre? Lucrează la serviciu financiar și trăiește în pădure. Cine te crede asta? Pe cine poți să-și aflăm noi? Aflăm noi imediat! M-ați sunat? Da. Fii drăguță, Toarșa, Brăbiuță, Toarșa, secretară, și cheamă la mine pe Toarșu bursucul. Pe cine? Las că și din ta. Bursucul cu părul rar din serviciu financiar. Unul vechi, vechi, drag și iubit, că i-ai ciripit bursucul care aruncă bomba ca să-mi taie mie trompa. N-ai găsit altă rimă, da, n-ai găsit, știu, știu, știu. Cine e bursucul? Eu n-am ciripit nimic. Cam-i la mine pe Solcan, Trifan și Crișan de la financiar. Bădiu care are părul rar. Să trăiți. Să trăiți. Să trăiți. Am invitat la o... O discuție amicală. Este aici și prietenul meu, Mateaș. Să trăiți. Dar spuneți-mi, vă rog, așa, când discutați așa între dumneavoastră, dar sincer, nu? Ce porecle vă dați? Uite, de exemplu, mie mi se spune elefantul. Este, Mateaș? Nu mai găsit altă rimă, da, da. Vouă cum vă zice? Știți? Când glumim, că mai glumim și noi. Așa, așa. Dar numai în pauza de masă. Aha. El îmi zice mie... Cum? Bursucul. Pentru că și el îmi spune mie... Cum? Bursucul. Da, câți bursuci sunteți la serviciu financiar? Noi trei și o bursucă la caserie. Bine, mă, maestre, mă. De ce n-ai scris și dumneata o fabulă mai clară, nu? Cum e bou și vițelul. Știam cine-i bou, știam cine-i vițelul. Ce mă fac eu cu atâția bursuși pe capul meu? N-ai găsit altă rimă. Vă salut! Să trăiți! Vă salut! Da. Da? Am înțeles. E bine. Mă rog, adică numai bine, nu-i? Mă, sigur, sigur. O să vă așteptăm cu plăcere. Plăcere. Ah. Am aflat cine-i bursucul. În schimb vine tigrul de la pădurea tutelară. Bursucul care aruncă bomba ca să-mi taie mie trompa. E bună rima, rima e bună, e foarte bună.